Catolici. Sunt aici pentru a doua oară și mă bucur enorm. Azi am venit cu un titlu nou și anume despre stres și o cutie. De obicei, asta cam ar fi imaginea din capul nostru când suntem stresați. Și asta, evident, și ne întrebăm fiecare în limba lui ce se întâmplă, ce está pasando, da. Dar cu timpul vedem ce se întâmplă și cu corpul nostru dacă suntem prea stresați. Dar avem nevoie de o soluție. E important totuși să facem față cumva stresului dacă vrem să ajungem la 80-90 de ani. Soluția ar fi, eu am pregătit pentru voi astăzi un exercițiu de vizualizare. Și anume, propun să-l încercăm. Rog pe toată lumea, ca să iasă exercițiul mai bine, să închidă ochii. Încercați să vizualizați pe ecranul minții voastre o cutie. Să creați o cutie. Îi dați orice formă vreți voi, orice culoare. Încercați să o personalizați ca să înțelegeți chiar și de la sute de kilometri virtual că e a voastră. Puteți să deschideți ochii. Vedeți și aici cutia voastră de stres, cam așa ar arăta. Dacă vreți, puteți să intrați în ea și să o probați, să vedeți dacă e suficientă și o să încapă suficient stres în ea. Dar, înainte ca să punem ceva în cutia de stres, avem nevoie să urmăm 3 pași, adică 3 instrucțiuni. Ca să urmăm acești 3 instrucțiuni, mi s-a părut foarte ok să găsim un exemplu. Nu putem să luăm exemplu fiecăruia pentru că ne-ar lua mult timp. M-am gândit la un exemplu care ar fi cuiva, i s-a propus o ofertă de job în alt oraș. Exercițiul are la bază acești 3 pași de urmat. Și primul ar fi, încercăm să identificăm, să recunoaștem și să acceptăm sursa stresului, adică situația noastră, că i s-a propus un loc de muncă în alt oraș. E totuși o decizie dificilă, nu poți să te muți de pe o zi pe alta în alte orașe. Al doilea pas ar fi să ne punem întrebarea de ce. De ce ne stresează acest lucru? Un răspuns valabil pentru mii de probleme ar fi că este o situație neprevăzută de creierul nostru. De obicei, ceea ce creierul nu poate prevede ne face să ne simțim nervoși, stresați, până ne familiarizăm cu acest lucru. Și anume, urmăm pasul 3. Nu ne panicăm, știm că avem o problemă la care ne-am pus întrebarea de ce ne stresează și încercăm să găsim și să vizualizăm un posibil impact plăcut și mai puțin plăcut al acestei situații de stres. Adică, ni s-a propus o ofertă de job în alt oraș. Încercăm să găsim impactele cu argumente pro și contra. Argumente pro ar fi că avem oportunități mai mari, ne putem face prieteni noi, ni se va schimba starea de spirit, posibil să fim mai entuziasmați de viață. Și argumente contra situației ar fi că lăsăm în urmă anumiți prieteni, anumite momente plăcute care la început ne-ar face mai nostalgici. Totuși, aici am găsit anumite soluții și în creierul nostru se transmite informația că apare familiarizarea cu problema. Și trei pași
facem următorul lucru. Încercăm să vizualizăm aruncarea sursei stresului în cutia cu stres personală. Faceți și voi acasă. Dar lăsăm în minte doar al treilea pas, și anume posibile efecte și acel posibil impact pozitiv și realist, totuși, pe care ar putea să-l producă situația. Încercați ca seara înainte de culcare să vizualizați golirea cutiei, o să dormiți mai bine. Cu timpul puteți, când o să deveniți mai puțin stresați și o să înțelegeți că aveți mai puține probleme de rezolvat, încercați o dată pe săptămână să goliți cutia. Și un lucru foarte important este că pentru fiecare sursă de stres de care ați scăpat și cu care ați rămas doar cu soluțiile sau cu un posibil impact, încercați să ne recompensăm cumva. Pentru că, datorită stresului și situațiilor stresante, am amânat prea mult anumite lucruri. Anumite lucruri plăcute, care ar putea să ne facă într-adevăr bine, să ne facă să ne simțim mai frumoși, mai entuziasmați. Și anume, a suna, a vorbi cu un vechi prieten, a lua un pui sau doi de somn. Somn este foarte util, nu toată lumea are ocazia să doarmă 8 ore în fiecare zi. A face o plimbare cu bicicleta, a citi o carte preferată pe care ați pus ochii de mult și chiar vreți să o citiți. A picta, desena, vedeți și voi și elefanții deseană, desenează. Diverse exerciții, sport, basket, volei, tenis, foarte multe relaxează. Eu am găsit o soluție foarte bună la când sunt mai tensionată și anume a sări cu coarda. Vă simțiți mai tensionați, săriți de 50 de ori cu coarda și ați uitat de tot. Se zice că ceaiul te ajută să... sau unde este o ceașcă de ceai, este și o speranță. Și foarte important este să conștientizăm și să înțelegem că pacea minții vine odată ce ai acceptat și te-ai împăcat cu ceea ce conține ea, ceea ce este în ea. În urma acceptării, mobilizarea are loc mai repede și găsim mai repede soluții. Mi-ar plăcea să interacționăm un pic și să propuneți, să veniți cu idei ce soluții de stres mai știți voi, pe care le aplicați. Bună! Bună! Eu practic yoga, pe mine m-a ajutat foarte mult în momentul în care am insomnii, să ajut să pot să mă înțeleg cu lumea din jurul meu. Super! O metodă pentru mine este relaxarea progresivă. O altă metodă oarecum similară, pauză de gând. Foarte greu, dar în final dată reușește foarte bine și de dansul. Asta, pauza de gânduri ar fi să te concentrezi pe... să nu te concentrezi pe nimic. Să-ți faci mintea liberă, vină un gând, îl ignori. Mhm. Pentru momentul în care se încercați mai greu să nu se vrem la alătrat, o să fac un lucru. Super! Pentru atenție și vă doresc să aveți cât mai multe gânduri pozitive. Da. Și acum feedback din nou, dacă aveți...